Așa arată, practic, purcelușii care au 3 luni și care sunt crescuți cu cernă, păzăr și porumb. Da. Atât le dați de mâncare. Zero care le-au de la o societate comercială, am contract. Am contractat o calitate de 50 de tone de zer ca să ne asigure până în sărbătorile de iarnă. Lucerna este în apropiere și porumbul măcinat cu șoa de floarea soarelui. Cam asta e. Deci, practic, ei sunt crescuți într-un sistem gospodăresc. Au o greutate acum între 35 și 40 kg. La 3 luni, 30? 2 luni jumătate. Da, deci, 2 luni jumate. Da, 2 luni jumătate, 3 luni de zile aici diferă când nu sunt în același lor. Și în jurul în luna decembrie, la jurul Crăciunului, vor fi între 95 și 110 kg. Am înțeles. Deci cine dorește un porc la Crăciun, dacă l-a carbonit de pe acum sau dacă avem, a pus ochii deci pe el? Sunt în jur de 26 de persoane, sunt care avem deja caiet, care sunt, care s-au înscris la porc pentru sărbători. Deci oricine vine, stăm un pic în față, la pe terasă, bem un pahar de apă minerală, nu bem vin, că e contraindicat. E cald, e vară și nu e. Oricine poate, și inclusiv oameni din Iscan, sunt persoane care au solicitat, vin, văd cum e furajat, adică de ce am spus că sunt crescuți în sistem gospodăresc? Nu sunt folosite concentrate cu stimulatori de creștere, cu alte. Deci interesul nu e să-l fac în 4 luni de zile sau 4 luni de zile. Pot să-l fac în 7 luni de zile, dar carnea are altă calitate, fibra cărnii are altă. Și are de fapt, gust. Tot ce mănâncă are alt gust carnea, pentru că de la zăr, lucernă, totul se transmite în carne. Și au altă calitate, cărnii mult superioară față de ce. Da, eu din ce înțeleg, din ce mi-ați spus dumneavoastră, practic porcii sunt crescuți mai mult pentru prieteni, pentru familie, pentru cunoștințe, nu neapărat în scop de comercializare pentru a face nu știu ce afaceri, nu știu ce profit. Asta înseamnă că aveți și foarte mulți prieteni, dacă aveți atâția porți aici. Prieteni, cunoștințe, vecini și mulți vin, chiar au fost. În fiecare săptămână vin câte 3-4, vin să uită. Adică omul vine și supraveghează. Vine și se uită cum animalul e furajat, cum, în ce condiții trebuie, pentru că la adică totul e până la calitate. Și sunteți foarte transparent, nu e veniți ca am, nu știu, la Crăciun. Nu. Oricine poate să vină să vadă cum. Eventual sunt mulți care și l-au ales. Sunt, zice domnul ăsta, e meu și nu știu. Bine, este o perioadă în care 4 luni de zile durează, se pot întâmpla multe. Dar ferească Sfântul de vreo boală, nu sunt, nu sunt, știu eu. Fac cu tratamente, deci nu sunt. Nu vă jucați cu lucrul ăsta. Văd că la orice cultură, la orice ce faceți, dumneavoastră mergeți pe tratamente, mergeți pe prevenție, nu. Da, e normal să mai ușor să previzi decât să combați, nu? Decât să tratezi după, da. Da. Nu este o activitate de foarte mare, dar tot am încercat să înglobez în partea zootehniei produsul de vegetale. Deci asta este un lucru foarte important și ca să ai unde, să ai cui, da, produse secundare, de exemplu. Da, și aici revenim la acel circuit de care vorbeam câmp, la cartofi și la grâu. Da. Se cresc greu? Nu. No, perioada critică e până la 2-3 luni zile, de acum sunt adaptați, s-au obișnuit cu furajul, deci totul merge de la sine, deci nu mai sunt probleme. Ați scăpat deja de o grijă cu ei. Grijă, da. Acum ce să le spunem, să-i așteptăm pe masă la Crăciun, nu fiecare să-și le. Așteptăm. Nu credeți că o să vă rămână, sau dumneavoastră v-ați spus deja deoparte unul? Da, noi. Ar fi chiar culmea să nu, chiar dumneavoastră să ne aveți la sărbătorile de iarnă pe masă carne de porc, mai ales că știți cum îi creșteți și. Da, nu, deci trebuie să ai mulțumire sufletească că când se cumpără un produs la tine, lumea zice, domnule, ține și la anul să fie. Deci trebuie să ai mulțumirea sufletească că nu. Și așa îți asiguri clientul. Da. Și un client mulțumit îți mai aduce încă unul. Asta este. Am ajuns și la văcuțe. Câte văcuțe aveți aici? La vaci cu tot cu tineret în jur de 65 de capete, din care 35 de vaci cu lapte. Ce rase sunt? Holstein și 10 capete sunt metis de BNR. Care e diferența între ele? Holstein e rasă pură, rasă curată, BNR e metisă, adică e metisată cu altă rasă.
Dar de întreținut ele se întrețin la fel? Da, da, da. Nu există diferențe la... Da, nu sunt nicio diferență. Și sunt greu de crescut? Nu este greu de crescut, sunt foarte, sunt un pic mai sensibili, trebuie făcută de parazitare, trebuie un anumit sistem de furajare, în rest, aproape ca orice vacă. Deci, practic, ele dimineața sunt scoase la păscut? Da, deci li se administrează rația dimineață, concentrate, sunt scoase la păscut, pe pajiște, iar seara, când se întorc în tabăra de vară, primesc un supliment de concentrate din nou, plus lucernă la discreție și silos. De ce spuneți tabără de vară? Ce presupune exact? Vacerii cu lapte sunt pe timp de iarnă în stabulație la Grănicești, în altă parte, iar în luna mai, încărcate în camion, fiindcă am pășune aici, sunt transportate, se aduc aici. Urmând ca în luna noiembrie se duc înapoi pentru iarnă. Am înțeles, e vreo problemă dacă vor veni alături de noi măcuțele, sunt agresive. Nu e nicio problemă. Știți, acum am pățit și eu, la fel ca și copiii de la București. Mama, ce este aceasta? O vacă, fiule, știți? Da. Nu sunt probleme, sunt blânde, nu sunt probleme. Cum ați început și cu văcuțele? Tot în 93 am început și cu vacile, am cumpărat de la Iasie rădăuțe în jur de 10 cap în 93 și după aia le-am înmulțit, și m-am oprit aici, deci nu vreau mai multe, chiar nu vreau. Nu vreți să aveți mai multe, să vă dezvoltați pe partea de animale de încerc văcuțe? Încerc să produc lapte exact cât să vin de la dozatoare. Deci nu mă interesează să produc mai mult, pentru că prețul este cum este, vara scade. Acum am înțeles că la prieteni, la fermieri, la colegi dau 1,30 lei, 1,40 lei. Litru de lapte? Litru de lapte, da, și se achită foarte greu, pentru că... și chiar la o lună jumate, la două luni de zile, pentru că la rândul lor și procesatorii sunt pe stoc blocați cu marfă și deci lanțul se leagă și e foarte greu. Ei oricum desfășoară activități lunar, dar banii primesc trimestrial, ca să spunem, poate aproape nu chiar trimestrial, dar... Pe timp de iarnă, din câte discutam cu anumiți fermieri, banii la timp, iau la timp, dar pe măsură ce se încălzește, procesatorii au probleme cu desfacerea și întreg lanț care să... Pentru că vara laptele se poate strica mai repede și asta e o problemă, dar este mai mult lapte timp de vară, iar desfacerea, apărând caș de oaie proaspăt urdă, deci procesatorii nu mai pot să-și valorifice cașcavalul sau delemeaua sau ce produse. Dar pe partea de subvenții? Există? Sunt? Da, sunt subvențiile. Ce se întâmplă? Subvențiile sunt în jur de 100 de euro de cap de animal, plus ceva, vreo 20-23 de euro pentru tona de lapte. Dar aici este o problemă, pentru că dacă din banii aceștia, că în jur de 5 milioane, gândiți-vă că acum, după noile reglementări, în jur de 1 milion trebuie să dăm la finanță, care plătim impozite, și acum mai nou a apărut, pentru a fi scris în registru genealogic, plătim în jur de 1,5 milioane, adică 1.150.000 de lei noi pentru fiecare animal. Deci e foarte mult. Deci nu vreau să mă mai repet, dar exact aceeași problemă, cu o mână ți-a și cu trei, cu o mână îți dă și cu trei ți-a înapoi, pentru că aproape jumate din bani se întorc înapoi la stat pentru... Deci statul oricum nu iese în pierdere. O ies în pierdere statul, adică ți-i dă o dată și pe aia ți-i ia pe rând. Cam asta e toată... În condițiile în care noi nu beneficiem nimic, animalele fiind înscrise în registru genealogic, noi atât cât dăm banii, în rest nu avem nicio facilitate. De pe urma aceasta. Da, da. Iar nu mai vorbim despre faptul că nu se... Și mi se pare enorm suma foarte mare, deci nu e posibil, adică tu iei subvenție 100 de euro și înapoi dai 30-35 de euro pentru ce? Pentru controlul să fiu... Eu, din punctul meu de vedere, nici n-aș dori să mai fiu un rezistor genologic, dar asta, legile trebuie asta să... Asta este obligativitate până la urmă. Acum de anul ăsta au apărut... Ei tot limacin acolo la minister, tot se gândesc cam ce să mai facă, ce mai inventează, ca să efectiv să facă, să nu mai rămâi chiar nu cu nimic aproape din subvenția pentru să animale. Să se întoarcă banii înapoi la ei, nu? Înapoi, da, cam așa se văd. Am o curiozitate de la 1 ianuarie 2014, a fost directiva dată de la Uniunea Europeană cu laptele conform pentru comercializare. V-a fost greu, a fost ceva diferit, nu știu ce... Ce au impus ei? Da, au impus, sunt normele care trebuie respectate, adică NTG-ul, celule somatice, dar problema nu e asta, problema face lapte conform, se poate face, nu sunt probleme, adică legat de igienă. Problema
care apare de la 1 ianuarie 2015, când dispare cota de lapte, atunci va fi o foarte mare problemă. Și anume, va intra lapte din țările din comunitate, respectiv Polonia, Ungaria, vor intra în România și atunci va fi o mare problemă pentru crescătorii de animale, pentru crescătorii de vaci de lapte. Pentru că ei au potențial foarte mare, au capacitatea de a produce cantități enorme și o să vină peste noi și de aici o să aibă de suferit fermierii. Eu mi-am găsit soluția având dozatoare de lapte, dar nu asta e soluția, dacă vorbim la general. Vreau să vă spun că se confruntă cu probleme foarte mari fermierii. Am prieteni care sunt trăiți pe o zi pe alta, care nu au bani de furaj. Și asta pentru că au banii blocați sau nu, pentru că nu se mai cumpără? Nu se cumpără, deci aici imediat, într-o lună, două, intri într-un blocaj, pentru că vaca, animalele nu știu că nu este mâncare, că nu sunt furați, nu sunt concentrate, nu sunt. Aici trebuie să asiguri 24-24, 365 zile din 365, să asiguri mâncare. Ori două, trei luni întârziind cu plata, apare un blocaj și nu mai vorbim că sunt culturi care trebuie întreținute, fiecare fermier are porumb, siloz, diferite culturi care trebuie întreținute și alea, că dacă nu le întreții, nu ai ce face furajul pentru iarnă. Noi avem o gândire foarte, foarte, nu știu cum să mă exprim ca să nu vreau să se jignesc sau să... Tot ce fac străinii buni, ce producem noi rău. Deci, iarăși nu e normal. De ce nu să... Probabil, nu știu, poate se vor lua măsuri și la nivel de fiecare punct de frontieră, să ia măcar prin sondaj, să verifice acel lapte, să vedem dacă chiar tot laptele este conform care intră în țară. Am înțeles. Ar fi o măsură potrivită, că astfel se va verifica la sânge calitatea laptelui și poate va fi și lapte întors înapoi în țara lor și nu va mai intra la noi și noi îl vom cumpăra drept cel mai bun. Un lucru cert, va intra lapte mult, începând de anul viitor, va intra sute de cizene de lapte în România, care cel mai mult vor avea de suferit fermierii. Eu pentru mine problema e rezolvată, adică am 5 dozatoare în Suceava, marfa o să vinde, să vinde, da. Mai sunt perioade, de exemplu când e post sau când e cald, nu mai rămâne care ca la procesare, la donatică. Dar nu asta e soluția, vorbim de general, sunt oameni, sunt fermieri mult mai, cu un număr, cu efective mult mai mare ca mine, de 80 de capete, 100 de capete, 50 de capete. Îl vând, îl dau la procesare, da. Vom vedea cum va fi prețul la anul. Pentru că ce se întâmplă? Laptele, uitați, laptele de 3 ani de zile același preț la procesatori. Pe când toate au crescut, motorina, tot ce vrei, care... Deci nu se justifică acum. Acum, din punctul meu de vedere, ca să fie un lapte, un preț corect la lapte, ar trebui undeva între 1,80-2 lei să poată plăti procesatorii ca fermierii să-și tragă cheltuielile, să mai rămâie și cu cât de cât un beneficiu, că niciodată nu o să timpul găsești din faci, vă spun eu sigur că nu o să... Nu vreți să mai creșteți numărul de făcuțe, dar v-ați gândit să schimbați rasa, să luați altceva? Nu. Poate să mergeți pe carne sau să creșteți și de lapte și de carne? Nu, deocamdată nu. Deocamdată nu. Nu mă interesează, adică merg numai pe lapte, având dozatoarele și trebuie să mergi pe o anumită linie. Mhm. Am înțeles. Mă bucur că aveți un circuit bine stabilit, circuit despre care am mai vorbit și la început de emisiunii. Automat nu se pierde nimic. Nu prea se pierde, inclusiv la cartofi. Cartoful substas, pe o perioadă de lună jumătate, două luni de zile, fiind lactogen, îl administrează o lună jumătate, două luni de zile în toamnă și e foarte binevenit. Văcuțelor? Da. Am înțeles. Și în toamnă, noi acum vorbim, suntem în plină vară. În toamnă vine recoltatul. Atunci la recoltat e dificil? E la recoltat la cartofi? Da, la cartofi. Nu, am combine grim. Deci nu, se recoltează mecanizat. Numai doi oameni supraveghează pe combine, nu problema recoltat. Nu, să avem ce recolta. Cantitatea, nu? Cantitate. Să fie. Cât de recoltat nu e problema. În câteva zile se termină. Da, deci într-o săptămână maxim se recoltează. Faptul că aveți utilajele de care ne-ați mai povestit vă ajută foarte mult. Da, trebuie să ai utilajele, ca să poți, că sunt factori care ploi și intri foarte greu. Deci trebuie să prinzi momentul ca să poți, și atunci dacă nu ai utilajele și aștepți să vii din altă parte, până ce vine altcineva să facă prestări servicii, deja schimbă din nou vremea, deci vedeți că anume vremea capricioasă, s-au schimbat toate condițiile, deci nu mai sunt. Verile cum erau înainte nu mai ai bază, deci în primăvară acum treci direct în toamnă, poate nu mai ai bază. Și nici nu se compară recoltatul mecanizat cu recoltatul manual? Da, nu. Nu, am încercat să elimin forța de muncă manuală, pentru că e foarte greu cu oamenii, că nu-i găsești. Ei acum trăiesc în ajutoare sociale, au ocupație, sociale, nu? Văcuțele pasc așa de liniștit aici lângă noi, parcă îți dă așa o senzație de somn, soarele bate spre noi. Da, este pășunea foarte bună, avem unde le... Anul ăsta chiar pășunea este extraordinară din cauza precipitațiilor. Deci nu, erau ani când acum era uscat aici.
Și în momentul în care am avut parte de ploaie, automat iarba este mai bună, iar văcuțele ce pot să facă în afara faptului să pască, nu? Da, asta e un lucru benefic în sensul că păscutul nu e atât pentru furajare, cât e pentru întreținerea, deci soare, mișcare, deci are și alt rol ieșirea pe pășun. Ați avut probleme cu bolile la văcuțe? Nu, tot timpul sunt distocii, sunt la fătare, sunt probleme, sunt, că ar fi păcat să spun că nu sunt, în fiecare fermă, dar acum te obișnuiești după o perioadă numai. Știi exact care sunt perioadele, care trebuie protejate mai mult? Nu, dar lucrăm în cooperare și cu medicul veterinar, că nu poți, adică ar fi absurd să spun că stăpânesc cu toate, nu, deci nu, fiecare e bine să facă ceea ce știe, că dacă te-a pus să faci de toate, nu e regulă. Pentru că până la urmă și medicul veterinar a făcut o școală pentru... Sigur, da. Deci, nu, sunt într-o relație foarte bine cu medicul veterinar de la Cefer, la Grănicești, deci nu, chiar cooperăm foarte bine, ori de câte ori foarte prompt, am sunat, vine, nu sunt probleme. Deci, contează mult și medicul și cât e timpul de scurt, când e un caz care necesită totuși un timp cât mai pe să urgență. Vină urgență, da. Dacă l-am sunat și vine peste o mână sau două, sau în sămânțările, de exemplu. Dacă l-am sunat și este, dau un exemplu, este o vacă care e în căldură și care nu poate să vii peste 2-3 zile să sămânțeze. Trebuie să vii în perioada de 10-12 ore sau... Și laptele este verificat, dus la analize, la instituții? Da, se recoltează probe, da. Fiecare medic veterinar de la circa respectiv, în speță, Arondată, se ia probe o dată pe lună, se iau probe, se verifică. Am înțeles. Mi-ați vorbit foarte mult de dozatoare. Aș vrea să văd care este mecanismul și la dozatoarele de lapte. Da, unde le aveți? Am plasat în Suceava. Da. Piața Burdujeni, Piața Mică, Ițcani, cartierul, George Enescu și unul unde? Stai să mă gândesc. În Burdujeni. Două sunt în Burdujeni. Da, în cartier, unul în cartier chiar. Ne-au ieșit la număr. Da. Atunci eu propun să mergem la unul. Cred că sunt la fel, nu diferă dozatoarele. Diferă un pic, diferă în funcție de, sunt și mai mari și mai mici. Dar la cantitate, la cantitate, capacitate. La capacitatea lor, în rest mecanismul e același mecanism. Același. Da. Mergem la cel din Piața Mică? Mergem. Să vedem și acolo rezultatul păscutului. Da. Am ajuns și la dozatoarele de lapte. Asta este practic dozatorul de care ne vorbeați din la Piața început. Mică, da. Da. Și are o capacitate de 400 de litri. Alimentarea se face între orele de 22 până la 2-3 dimineața. Ce să vă spun, practic consumatorii vin cu banii, se acceptă și monede și bani, aici, în partea asta, aici se apază. Deci, practic, aici pui bănuție și sticla în acest... Sigur, sticla și în funcție de câți bani introduci în aparat, atâta lapte îi curte. Da, eu am văzut preț 3 lei, preț 2 lei 50. De ce? Cât e până la urmă prețul? Prețul acum pe perioada de vară este 2,5 lei. Din cauza că este supraproducție, este calitate foarte mare de lapte. Iar pe timpul iernii, la 1 noiembrie, o să vedem, o să fie din nou 3 lei. Din curiozitate, n-ați fost sunat de oameni să vă întrebe ce s-a întâmplat, de ce ba ați micșorat prețul? Chiar la 2-3 zile după ce l-am ieftinit, au apărut telefoane, au fost sunat și băiatul care face aprovizionare, deci e ceva normal cu ieftinul lapte. Asta dar dumneavoastră vă confruntați cu supraproducție, cu prea mult lapte pe timp de vară, ceea ce am discutat în emisiune și automat ați lăsat la preț ca să poată fi cumpărat cât mai mult lapte, dar nu e altă problemă. Nu, e din cauza că este supraproducție. Pe timp de vară e ofertă la lapte. Ofertă, da, special. Dar calitatea e aceeași. Da, aceeași, nu e laptele, nu se normalizează, deci laptele este grăsime aici cuprins între 3,9, 4, 4 cu 9, aici este grăsime. Și aveți clienți, adică nu sunt anumite perioade, sunt anumite perioade de post când laptele vânzările scad sau sunt anumite perioade pe timp de iarnă, laptele vânzarea este mult mai bună ca pe timpul verii. Iarna este vânzare mai mare. De ce? Pentru că acum piața e supra-solicitată, în sensul că vin și de la țară, vin oameni cu lapte pe timp de vară, sunt în piață, deci aveți o concurență neloială, să spunem așa. Să spunem. Dar dacă
dacă oamenii, omul până la, adică calitatea își pune cuvântul și dacă ai la tribun, deci avantajul foarte mare e că aici se răcit la 2 grade, toată de totul electronic, indică acum este la 3 grade. Deci indiferent de că avem plus 30 grade afară sau orice temperatură, aparatul menține la 2-3 grade și omul când îl ia, de exemplu, laptele din piață are timp să facă și anumite cumpărături, deci nu-i presat de timp să meargă cu laptele cald, să meargă direct acasă. Că se strică sau știu eu ce. Da. Dar spuneți-mi cu răutățile oamenilor, nu v-ați confruntat cu aparatele? Nu ba da, strică, și chiar săptămâna trecută în piață la Burdujeni am găsit aici, băgat în cititurul de bagnote, vișine băgate. Și sâmburi de vișine sau vișina cu totul? S-a scurs, mi-a distrus cititorul și 300 de euro în cititor de asta. Am mai avut și aici probleme cu bilete de autobuz, am găsit frunze, mizerii, dar le-am rezolvat problemele. Încet, încet s-au rezolvat de la sine, ați avut o supraveghere mai atentă. Am avut o discuție mai aprinsă cu... Dar știți și cine atunci? Am găsit. Ați găsit, da? Și ce au spus? De ce? Din răutate? Sau... Ei, ca să poată bloca, să poată vinde ei laptele. Care... deci e concurența de care vorbeam mai înainte, concurența neloială. Având în vedere că aici nu trebuie neapărat să stea un om care să... Păi vă dați seama, la 5 dozatoare ce ar însemna ca să stea la fiecare dozator om. Da, pentru că nici nu ar fi nevoie să stea omul, pentru că vine, bagă monedă, ia laptele și a plecat, nu e nevoie să te ajute cineva. Mai nou e cu bacnote, pentru că aici partea e cu monezi și era foarte greu pentru că nu găsești monezi la tot pasul. De când am montat cititoarele cu bacnote și mi-e ușor, e mult mai simplu, deci merge și cu 1 leu și cu 5 lei și cu... Și în momentul în care pui 5 lei, primești 2 litri de lapte, dacă ai băgat, dar restul dă? Nu. Restul. Deci trebuie banii potriviți. Potrivit pentru a cumpăra. A, văd că aveți și instrucțiunile acolo. Practic, nu e așa complicat. Nu e complicat. Lumea, mai ales la început, până s-au obișnuit lumea, au mai fost probleme, dar clienții fideli care au acum sunt, care au de 3-4 ani de zile. Deci dozatorul are 4 ani de zile, adică în piața mică și e în regulă. El automat este curățat? În fiecare seară, între ore 22, până dimineața la 2-3, se spală toate, se alimentează dozatorul pe timp de seară, că e răcoare și se poate lucra. Și se poate lucra fără nicio problemă. Da, ca să nu... Am înțeles. Ce să vă spun? Vă doresc să încheiați odată cu răutățile și să nu mai vină lumea să vă deranjeze, să vă strice aparatele. Până la urmă sunt niște bani pe care ai investit aici în aparate și e complicat să... E greu, e frustrant până la urmă. Da. Apar probleme toată ziua. Sunt probleme, dar dacă avem puterea, trecem peste ele, în regulă. Deci vă doresc să scăpați de răutățile celor din jur, să vă meargă afacerea bine și să vă țineți de agricultură așa cum asta o faceți nu promit. Până acum. Să mai venim și la anul în microfermă dumneavoastră, cum vă place dumneavoastră să-i spuneți și să vedem ce s-a schimbat de la un an la altul. Da, bine, vă aștept. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea de astăzi, Agricultura încotro. Ne revedem și săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune! Thank you.